Ambasadorii din Africa și Europa în vizită la obiective de interes național din domeniul cercetării și mai multe companii din Râmnicu-Vâlcea. După întrevederea pe care au avut-o vineri 2 noiembrie cu edilii din Râmnicu-Vâlcea, diplomații au efectuat o vizită efectivă în teren, interesați fiind să identifice oportunități pentru dezvoltarea unor legături comerciale între unități economice locale și firme din străinătate. Aceștia au poposit vineri și la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și izotopice, unde cercetătorul Mihai Varlam le-a prezentat succint activitatea instituției pe care o conduce. Without any modesty, it's one of the biggest in Romania. We are focused on to energy technology development, new energy technology development. We have three main departments here. One is related to nuclear technologies for energy. We are especially working in isotope separation for tritium separation. Probably you know that the tritium is the future fuel for the fusion reactors. Vizita a continuat apoi la fabrica de conserve de la Râuren și la sediul unui distribuitor de materiale și instalații de construcții, ce are puncte de desfacere în toată țara și care a investit masiv în comuna Măciuca. În urma vizitei, reprezentanții organizației care implementează proiectul Romanian Investment Zoom s-au declarat impresionați de ce au văzut și au promis că vor promova compania ori de câte ori vor avea ocazia. De asemenea, proprietarii firmei de construcții au fost invitați la Ambasada Egiptului în București în vederea continuării discuțiilor. Respect a lot of Romanian companies who produce something, and they appreciate a lot. And with this time, I would like to tell you, I will be for all of doors, if it's necessary to open for your company, to support you, to promote inside or outside. Thank you very much. My pleasure. I will keep in touch. Maybe we have a chance. Și pentru că turismul a fost prezentat de autoritățile locale drept unul dintre punctele forte ale județului, ambasadorii au coborât vineri și în subteran, în Salina Ocnele Mari, un obiectiv care atrage anual mii de turiști în Vâlcea. Vizita diplomaților în Vâlcea și întrevederile cu autoritățile și mediul de afaceri local au avut loc în cadrul programului internațional de promovare Romanian Investment Zoom, program care include promovarea interculturală și economică prin intermediul ministerelor și ambasadelor României în lume.